dimineața. Bună ziua, domnul Dumitrașcu Sorin, prezent în sală, domnul Enescu Rareș, prezent în sală, doamna Guzman Beatriz. Bună ziua, prezent. Bună ziua, doamna Godeanu Mihaela. Prezent în sală, domnul Ignat Cătălin. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Enică Eugen, prezent în sală, domnul Iordăchescu Nelu, prezent în sală, doamna Lupea Madalina, prezent în sală, domnul Matache Dumitru. Domnul Matache? Prezent! Domnul Măruntu Nicolae, prezent în sală, domnul Neagu Mihai? Prezent! Domnul Niculcea Nicolae? 50%. V-am văzut, domnul Niculcea, doamna Papuc Rodica? Prezent. Domnul Petrache Adrian? Prezent în sală. Domnul Pințoiu Alin? Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Samoilă Nicolae? Domnul Samoilă, ne auziți? Doamna Sfârloagă Ludmila. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Teju Sorin. Bună ziua, prezent. Bună ziua, domnul Tudoran Lorin, prezent în sală, domnul Țaga Gabriel, prezent în sală, domnul Țurcanu Andrei, prezent în sală. Domnul Ciolac, ne auziți? Vă aduc la cunoștință că suntem statutari, sunt 3 absenți din 37, deci suntem prezenți 34 de consilieri, putem începe ședința, domnul... Și eu sunt prezent, domnul președinte. Două absențe, 35. Dăm cuvântul domnului președinte pentru a deschide ședința. Gata, vă auzim. Acum auziți, nu? Da. Bună ziua, stimați colegi. Îmi cer scuze că nu sunt în sală și nu am apa. O să-l rog pe domnul Tudone să citească proiectele de hotărâre și mie să-mi dați voie, vă rog, doar să supun la vot. La început o să supun la vot ordinea de zi, dacă sunt voturi împotrivă. Îmi cer scuze, am eu o intervenție. Vă rog. În legătură cu punctul 4 de pe ordinea de zi, vă solicit amânarea acestuia până la proxima ședință de a Consiliului Județean Prahova. Domnul Dorin. Dacă este observat. Domnul Dorin, termen. Domnul vicepreședinte, nu se poate amâna. Veniți la... Domnul președinte, ascultăm directul direcției de desfășurare, direcției de proiecte pentru a justifica urgența. Bună ziua, domnul președinte, Lexa Dorin. Planul operațional pentru tranziție justă trebuie înaintat către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene până pe data de 21. Este unul dintre motivele ședinței de îndată. Este un termen comunicat de către minister. Ok, atunci doriți să fac acum argumentarea pe solicitarea mea? Vă rog, da. Bun. M-am consultat de ieri până astăzi, pentru că n-am avut foarte mult timp, ținând cont că ne-ați trimis materialele ieri după amiază, și am găsit multe carențe alături de oameni experți în domeniu. Dacă vreți, o să încep să vi le spun, mă rog, generalitățile. La lucrul este evaluat împreună cu alte județe și este necesară o evaluare tehnico-economică pentru a identifica ce județe au potențialul de reducere cel mai mare cu minim de investiții, având în vedere viitoarele analize cost-beneficiu. Pe de altă parte, trebuie decis dacă considerentele economice, financiare și deciziile agenților economici
primează în fața limitelor naturale ale ecosistemelor de a menține viața. Dar capacitatea ecosistemelor de a menține viața este un beneficiu suficient de mare ca să justifice costurile tranziției și, dacă da, cine le suportă. Și mai este un context, ăsta doar la dezbaterea generală, în contextul poluatorul plătește și tranziție justă, decizia de a sprijini transformarea unui sector care a acumulat profituri enorme, imense, prin distrugerea mediului, nu este justă niciun fel. Oricum, dacă vreți, eu pot intra pe documentul trimis și vă pot argumenta și mult mai în detaliu. Sunt două pagini de argumente pe care le are. Ok, haideți să fac așa. Dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi forma actuală și la punctul 4 o să vă las să interveniți. Să știți, da? Bine, adică mi-e mai simplu așa să fac. Domnul Carotă dorește să ia cuvântul. Da, fără domnul Carotă. Punctul 4 este, după opinia mea, pentru Consiliul Județean și pentru dumneavoastră, o chestiune care nu ne face onoare. Mă raliez propunerii colegilor de la domnul Neagu să amânăm acest punct măcar cu două zile, cu riscul de a nu respecta termenul pe care Ministerul de Investiții și Fonduri Europene l-a transmis în adresă, iar colegii domnului director care stă acolo lângă domnul vicepreședinte să stea zi și noapte și să ferie textul. Acele 80 de pagini sunt absolut, din punct de vedere strategic, intelectual, documentar, cum vreți să spuneți, ofensatoare. Și pe lângă ce a spus domnul Neagu, eu am 3 pagini de observații cu greșeli crase făcute pe text. Nu se poate să supunem votului așa ceva. Întârziem până luni, oamenii ăștia care sunt în Consiliul Județean o să pună mâna să ferie. Dau două exemple. Anexele 2 roman și 2.1 roman sunt identice. Noi facem un document care se numește Plan Teritorial pentru Tranziție Justă a Județului Prahova, în care avem 5 anexe lipite, fără nicio logică, nicio coerență, niciun fel de viziune. Deci, domnul președinte, aș ruga să nu supuneți. Cum vreți, supuneți la vot. E treaba dumneavoastră să conduce ședința, dar documentul nu este la înălțimea instituției pe care o conduce. Mulțumesc. Domnul Dori? Da, domnul președinte. Ia spuneți, vis-a-vis de observațiile astea până să pun la vot. Anexele prezentate în cadrul hotărârii Consiliului Județean, proiectului de hotărâre de Consiliul Județean, sunt niște documente dinamice care au fost discutate cu partenerii din cadrul grupului de lucru. Există o componentă asumată de către Consiliul Județean și o componentă transmisă de operatorii economici care au contribuție majoră în emiterea gazelor cu efect de seră la nivelul Consiliului Județean. Tocmai acesta este motivul pentru care există o anexă 2 și o anexă 2 prim atașate proiectului de hotărâre. În ceea ce privește măsurile pe care și le asumă Consiliul Județean prin acest plan al tranziției juste, este dimensiunea pe care o putem face noi ca și unitatea administrativ-teritorială. Este adevărat că presiunea cea mai mare este pe agenții economici care, sub o formă sau alta, trebuie să-și restructureze abordarea vis-a-vis de măsurile climatice, așa cum prevede Comisia Europeană până în 2050, cu un prag intermediar în 2030. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog, da. Acestea ar trebui să le discutăm la acel punct, să trecem totuși să aprobăm ordinea de zi și să ajungem la acel punct. Te scuze, ridicase mâna înainte, tocmai ca te răspund domnului Dorin. Vă rog, da. Votăm ordinea de zi, tocmai asta este ideea. Pentru că dânsul a vorbit despre grupul de lucru. Dar știți că recomandările, ați citit raportul de pe site-ul Ministerului? Știți că acolo se recomandă lărgirea grupului de lucru și, de fapt, crearea unui adevărat grup de lucru care să cuprindă actorii critici, sindicatele, grupurile de acțiune locale, ONG-urile. Și mai ales transparentizarea acestui proces. Deci, vă rog, cred să nu mai vorbiți de grup de lucru, din moment ce niciuna dintre aceste condiții nu au fost îndeplinite, chestiune punctată clar, într-adevăr, în limba engleză, pe site-ul Ministerului.
cer scuze. Că doar o ficțiune. Spuneți, domnul director. Grupul de lucru și-a avut ultima ședință pe data de 6 mai în sala Europa de la Consiliul Județean. Grupul de lucru nu este un grup pe care l-am constituit noi ca și OAT, ci este un grup de lucru care a venit pe baza recomandărilor de la Ministerul Fondurilor Investițiilor și Fondurilor Europene. Dar în cadrul acestui grup de lucru au fost ca și participanți într-adevăr toți actorii critici din județul Prahova. Au participat reprezentanții industriilor contributoare la emiterea gazelor de seră, au participat reprezentanții ai sindicatelor, reprezentanții ai unităților administrative teritoriale de pe raza județului Prahova. Grupul a fost unul extins, lucrările au fost deliberative și s-a ținut cont de opiniile celor implicați în acest grup de lucru. Ședințele, pe de altă parte, au fost publice. Da, eu am întrebat mai devreme ce am întrebat, dacă vreți continui și vă spun... Nu, dar chestia asta cu ori ăștia de la minister sunt împici și scriu pe site tot felul de prostii, ori Dorin minte sau cineva minte aici. Eu înțeleg că au venit niște oameni care să spuneți că nu ține dragul a scris la minister pe site, că nu s-a făcut un grup de lucru. Știți de povestea asta, argumentați sau clar sau citiți ce a scris cineva pe site acolo? Nu, v-am citit din raport, scrie pe site report on stakeholder engagement al consultantului. Se recomandă lărgirea grupului de lucru atât încât se includă anumite se recomandă până la Brăila, până la 1000 de ei, ce înseamnă se recomandă? Eu v-am dat exemplu de ce discutăm. Astfel încât se includă actorii critici la modul real, sindicate, grupuri de acțiune lucrare, de acțiune lucrare, voi în viu, eu am încheiat intervenția, dar acum înainte faceți cum doriți. Ok. Dați-mi voie să supun la... Ordinea de zi, în integralitate, cine? Abține? Votul pentru? Eu nu știu, vreau să votez pentru, vreau să mă trecesc la fel. Păi nu, haideți, luați-o că nu s-a auzit, s-a auzit cu întrerupere, luați-o de la început, cu cine este împotrivă? Domnul Tudone, supune de asta la votul, din greu așa. Da. Deci în numele domnului președinte, cine este împotrivă? Nu văd pe capul. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu mă abțin. Domnul Neagu se abține. Ordinea de zi nu trebuie să se abține. E da sau nu? E opțiunea dânsului se abține. Deci cu abținere. Cred că nu știe că se votează ordinea de zi. Și contabilizăm oricum la votul contra, 34 pentru și cu 1 împotrivă, ordinea de zi a fost aprobată. Intrăm pe ordinea de zi și citesc, dau citire primului proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și a bugetelor unei instituții din subordinea sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2021, inițiat de domnul președinte Iulian Dumitrescu. Avize favorabile, dacă sunt observații. Domnul vicepreședinte Cristian Apostol. Bună ziua. Am depus un amendament pe acest proiect. Propun redistribuirea în cadrul listei obiectivelor de investiții a sumei de 500.000 de lei de la capitolul alte cheltuieli de investiții, obiectiv amenajare sens giratorii intersecției DN1 cu DJ100D, Comuna Bănești, la capitolul alte cheltuieli de investiții, dotări independente, pentru obiectivul platformă informatică gestionare sistem de urbanism GIS. Mulțumesc.
stand de observații. Dacă nu sunt alte observații, supuneți la vot amendamentul. Doamne Tudorie, supuneți la asta, vă rog, că da. Nu da. Bun. Aici. Acum, cine, este împotriva, cine este împotriva amendamentului? Cine se abține? Amendamentul a fost aprobat în unanimitate. Supun la vot numele domnului președinte proiectul de hotărâre în integralitatea lui, inclusiv amendamentul, cu amendamentul inclus. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Prahova numărul 201/30/12/2020 de aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri necesare implementării proiectului reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Avize favorabile de la Comisia 1 și 6. Dacă sunt observații... Dacă nu sunt, să domnul Cavăcea. Ca să nu mai... E o chestiune de acuratețe pe text. Nu există sintagma alimentare cu căldură urbană. Există formula consacrată, cea care de fapt explicitează numele SACEP, sistem de alimentare centralizată cu energie termică. Deci nu căldură urbană, ci energie termică. Aici nu inventăm sintagme care, repet, au un anume rol și o corespondență în literatura de specialitate în toate limbile europene. Deci rugămintea mea e să facem această mică corecție, dacă vreți, de natură materială. În loc de căldură urbană, vorbim de energie termică. Apa caldă nu-i căldură. Am înțeles observația dumneavoastră. Vreau să întreb aparatul de specialitate dacă titlul acestei documentații a fost comunicat și mai poate suporta modificarea acum. Documentația nu mai poate fi modificată. Documentația este trimisă deja la Comisia. Este proiectul care a fost depus în 31 decembrie 2020. Deci titlul acestei documentații și asta a fost aprobat în anul trecut în acest titlul. Mulțumesc. Domnul consilier, ca să nu avem probleme în finanțare, eu nu cred că va fi impedimentul cel mai mare de a se menține nefericită formulare. Cum vreți, dar încă o dată, vorba de acuratețele și formă de nivelul pe care Consiliul Județean trebuie să-l păstreze, din punct de vedere al respectării unor reguli și de exprimare și de general de toate. Puteți să puneți alimentare cu căldură urbană, dar... Deci... Noi vom explica... Zona de specialitate nu are relevanță. Spuneți. Nu vă supărați, să știți că eu, în general, folosesc sintagmele care sunt impuse de către finanțator. Iar finanțatorul pe acest ghid de finanțare, asta este ceea ce spune. Îmi pare foarte rău și știu că, dintre foarte multe ori, aceste cuvinte par... par ciudate sau au o sintagmă proastă în limba română, însă ele provin în majoritatea lor din ghidurile de finanțare care, la aceeași stare de fericită, sunt doar traduse dintr-o altă limbă de către niște domni pe care și atunci nu pot să fac modificări decât în ceea ce privește, în ce spune finanțatorul, așa pot să fac. Vă mulțumesc mult de tot. Nu mai are sens să intrăm pierdând timp aici. Dar așa cum domnul președinte spunea mai devreme că există tâmpiți și la minister, există tâmpiți și la nivel de finanțator. Dar nu înseamnă că trebuie să le înghițim tâmpenile. Există formule consacrate în literatura de specialitate și dar trebuie să le respectăm. Atâta tot. Faceți cum credeți. Vă mulțumesc. Domnul consilier, insistați în formularea unui amendament sau... Amendamentul, sigur că dacă presupune modificarea unor texte deja lansate, aruncate pe piață și așa mai departe, e foarte complicat. Titulatura corectă nu e alimentare cu căldură urbană. Este cu alimentare cu energie termică. Ea însemnând căldură și apă caldă. Noi am înțeles cu toți. Explicația de punctul meu de vedere, e o chestiune, dacă nu se poate interveni pe text, pentru că ele sunt deja lansate, să facem așa. Să ținem cont pe viitor, pentru că are sens să inventăm sintagme și formule lingvistice. Perfect.
Supun la vot în numele domnului președinte proiectul de hotărâre numărul 2. Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Prahova numărul 202/30/12/2020 de aprobarea cheltuielor aferente proiectului reabilitare rețele termice aferente Sacet Ploiești pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa 1. Dacă sunt observații. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre în numele domnului președinte. Cine este împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în integralitatea lui. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea planului teritorial pentru o tranziție justă al județului Prahova. Aici au fost observațiile la începutul ședinței vis-a-vis de amânare cu două zile acestui proiect și a rămas discuțiile la ordine în acest sens. Dau cuvântul doamnei administrator, doamna Maria. Domnul Neagu? Da, ridicați mâna, nicio problemă. Scuzați. N-am văzut că ridicați mâna. Domnul Neagu, vă rugăm frumos. Ok, aveam câteva mențiuni pe care, mă rog, am încercat să le explic în mare la început, acum o să intru în detaliu și să vă spun exact care este problema. La calendarul de elaborare, punctul 2, punctul 1, prevede evaluarea impactului economic, social și teritorial al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. Doamne, nu se regăsește cuantificarea aproximativă în sume de bani acestui impact asupra economiei regiunii. Mai departe. Punctul 2.4. Tipuri de operațiuni preconizate și contribuția estimată a acestora la evaluarea impactului tranziției climatice. Nu există valori care să contifice contribuția estimată a operațiunilor. Domnule președinte, spuneți-mi să indice pagina la care se... Domnul consilier, din sală s-a solicitat când faceți punctual observația, dacă puteți ca să urmărească mai ușor și pagina unde vizează observația dumneavoastră. Ca să intre pe proiect. Da, ok. Ca să ducă pe pagină direct, să nu mai ia... Da, scrie 2.5, să duce direct acolo. Pagina 1. Nu știu, dai controlez 2.5 să trimitem... Deci punctele 2.4 și 2.5. Da, continuați, vă rugăm, vă ascultăm. Da, iar la punctul 2.5. Da. La datele nu sunt prevăzuți indicatori de realizări și nici indicatori de rezultat. Și la punctul 3.1 am un comentariu pe care o să-l repet, deși în propunerea pentru grupul de lucru apar și entități precum ONG, în documentul despre care v-am vorbit, Report on Stakeholder Engagement, finalizat și aprobat pe data de 19 aprilie, se prezintă clar lista actorilor critici, sindicate, grupuri de acțiune locale, ONG-uri pentru grupul de lucru al Consiliului de Prahova. Astea sunt observațiile mele. Da. Și pentru a da. Pot să reglim proiectul ăsta, să facem un proiect de calitate. Domnul consilier Calotă. Eu vă dau o față de ce a spus domnul Neagu, pentru că mi-am pierdut câteva ceasuri bune și încep spunând din capul locului că presupun că majoritatea colegilor din Consiliul Județean au avut timpul material ca să parcurgă cele 80 de pagini ale documentului. Documentul care se numește Plan Teritorial pentru o Tranziție Justă a Județului Prahova conține 5 anexe. Anexa 1 de la pagina 3 este un document al Comisiei Europene care nu are nicio legătură cu documentul pe care noi îl propunem, vorbim de UAT Prahova, pentru că el se numește anexe la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului pe instituirea Fondului pentru Tranziție Justă. Sigur că sunt elementele care ne explică cum vor fi alocați banii, dar nu are niciun fel de legătură
repet, activitatea proprie de concepție pe care voi trebuia să o faceți, direcția executivă, aici. După care urmează aceasta, repet, anexa 1, metodă de alocare a resurselor fondului. Sunt două pagini preluate din documentele comisiei. Anexa 2 roman și anexa 2 roman 1 au aceeași denumire. Model pentru PTTJ, model pentru planul teritorial pentru o tranziție justă. Au toate câte trei capitole. Conținutul lor se repetă, în ciuda a ceea ce a spus domnul director mai devreme, că una e poziția Consiliului Județean și alta e poziția actorilor principali. Bullshit. Din punctul meu de vedere, dincolo de lipsa de coerență și inadvertență a celor două anexe care ar trebui să fie una singură și documentul redus ca atare la un număr mai mic de pagini, sunt lacune de natură documentară grave, care arată fie că s-au strecurat în documentele de referință, pentru că, până la urmă, documentul pe care l-ați făcut s-a inspirat de împliniesc din Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice, din așa numita strategie energetică pentru 2030 cu viziune 2050, dar care nu e aprobată pe HG și nu e document de referință la nivelul Pinescului. Și din alte documente pe care dumneavoastră le considerați strategice. Vă dau un singur exemplu. Se face mențiune, de pildă, la pagina 16, că Veolia deține în proiectul o centrală termică. Asta e o lacună documentară gravă. Nu există așa ceva. Veolia este un operator concesionar la nivelul județului Prahova. După cum se face afirmație în text că principalele două surse poluatoare din primele 10 din țară sunt rafinăria Petrobras și centrala tot a Petrobrazilor. Acolo, tot pentru documentarea dumneavoastră, spunându-vă că există o centrală proprie a rafinăriei, o investiție făcută acum câțiva ani de 850 de milioane de euro pe cele mai înalte criterii, repet, de nepoluare și economie neutră. Și există CET-ul Brazi, care e în proprietatea UAT Prahova, care este poluator consacrat. Nu știu unde ați luat sintagma asta. Dar nu se mai face vorbire de faptul că Prahova are ca poluatori importanți, apare în alt text, dar acolo, în fraza de care vă spun, vorbim doar de doi poluatori importanți. Trebuie făcute corecturile acestea prin periajul paginilor. Nu putem lansa lacune documentare ca un text oficial al Consiliului Județean aprobat, avizat, mă rog, același lucru de către noi. Inadvertențele pot continua. Eu am o listă întreagă, nu vreau să răbesc tuturor timpul, pentru că timpul este... Se vorbește că Prahova face coxificare de cărbune. Se vorbește de faptul că Prahova, de pildă, județul Prahova, are o istorie industriei de cărbune și nu se vorbește de marea avere pe care o are istoria și tradiția acestui județ numită industria de petrol. Nu se vorbește suficient de accentuat. De parcă e un text pe copy-paste, luat fiind un raport de țară făcut de niște consultanți străini. Nu mai folosesc apelativul pe care domnul Dumitrescu mi l-a sugerat la începutul. Și noi le luăm exact așa cum mi le dau și punem copy-paste în documentele pe care noi le facem. Anexa 2 roman și 2.1 roman pot fi, după opinia mea, periate și transformate într-o singură anexă care să exprime o viziune proprie. Pentru că există și idei valoroase. Una dintre ele, vă subliniez, faptul că se vorbește de Universitatea de Petrol și Gaze. Păcat că nu e domnul Apostolache pe aici. Universitatea de Petrol și Gaze, în conformitate cu acest document pe care îl dăm mai departe la Ministerul de Investiții și Fonduri Europene, poate deveni pol de creștere regional. Poate deveni o zonă în care să se facă cu adevărat cercetare, inovare, dimensiune importantă în politicile europene. Și iar de asemenea există idei valoroase, dau un exemplu cu cei de la pagina 31, cu potențialul de diversificare economică și dezvoltare a județului, numai și numai cele 7 idei ar trebui, după opinia mea, însușite, dezvoltate și preluate de către județul Prahova ca elemente de dezvoltare viitoare în condițiile unei tranziții către o economie neutră din punct de vedere al poluării. Urmează apoi încă o anexă, care este anexa 3 roman, indicatorii comuni de realizare a politicii regionale, care sunt, mă rog, niște pagini goale. Ce vreau să spun?
Că documentul ăsta de 80 de pagini trebuie luat la mână, domnul director, și până luni a trebuit să-l faceți așa cum trebuie. Eu personal vă stau la dispoziție și cu alte detalii pe care le puteți folosi în periajul și în descrierea acestui document. Pentru că așa cum este prezentat acum, nu vă face cinste. Și cred că nu poate fi supus aprobării Consiliului Județean. Mulțumesc. Doamna administrator. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult de domnului consilier Carol pentru aceste observații. Însă se întâmplă în felul următor. Acest format al acestui program de tranziție justă, nu știu dacă dumneavoastră știți, acest program de tranziție justă este al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și are niște structuri și niște obligații pe care noi trebuie să le respectăm. Faptul că noi, în mod, dacă, în aceeași măsură, mai spun o dată, dacă vrem să accesăm aceste fonduri europene, da, trebuie să respectăm condițiile impuse de către finanțator. Dacă finanțatorul, da, pentru că prima parte a documentului, cum spuneați, da, în primele trei pagini sunt anexe ale acestui program, eu așa trebuie să-l transmit la Ministerul Fondurilor. Și mai este ceva. La acest program se lucrează în grup de lucru în conformitate cu legea și cu OUG-ul din noiembrie anul trecut. Este un document public, toți actorii locali au fost desemnați, au fost acceptați de către Ministerul Fondurilor, au fost anunțați toată lumea și toată lumea a participat în programe de lucru împreună cu Consiliul Județean Prahova, împreună cu cei de la Franklin School of Business, care este reprezentantul și consultantul de DigiReform. Și astea sunt, plus că a mai fost acum o săptămână sau săptămâna de acasă, s-a ținut în cadrul Consiliului Județean un workshop cu toți actorii care trebuiau să fie împreună cu cei de la comisie de la DigiReform. Forma în care acest document există în acest moment este negociată și discutată cu cei de la DigiReform. Mai mult decât atâta. Există prima parte, care se spune dumneavoastră anexa numărul 2, da? Este anexa numărul 2, este acel plan mai dezvoltat, da? Care a fost transmis în conformitate cu calendarul stabilit de către Ministerul Fondurilor prin ordin de ministru. Nu avea nicio legătură cu, da? Să-l transmitem până în 16 aprilie. După ce a fost transmis pe 16 aprilie, s-a avut loc un workshop, pe 19, exact cum v-am spus. În 19 s-au desprins alte idei, iar cei de la DigiReform, nu Consiliul Județean, nici Direcția de Fonduri Europene, au vrut să extragă un document mai mic, în rezumat, care să fie mers cu el la negocieri. Acest document care pleacă în momentul acesta va fi supus la negocieri la Comisia Europeană. Reprezentarea României la Comisia Europeană acum nu este făcută până la nivel de județul Prahova, ci la nivel de minister. Iar ministerul va trebui să se ducă cu formularele așa cum le-a cerut finanțatorul. Mai mult decât atâta, în momentul în care aceste lucruri sunt stabilite și descoperite de către reprezentanții, mai ales, cum spuneați noastră mai devreme, că există și cărbune. Da, există, a fost cărbune la Filipești Târg, este cărbune sau mai este cărbune deschisă la Cepura. Aceste lucruri, ele există, fac parte din aceste obiective pe care le are acest program de tranziție justă, care să conducă la o neutralitate climatică. Nu să ducă la altceva. Nu trebuie să ducă la faptul că nouă le place sau nu le place. România va adopta și a adoptat dorința de a participa la acest program și modalitatea de posibilitate de accesare a acestor fonduri este ca România să înțeleagă că trebuie să ajungă la această neutralitate climatică în 2050. Modul în care trebuie să ajungă la această neutralitate este stabilit prin acest plan de tranziție justă, din care, spre norocul nostru, suntem aleși. Sunt doar 6 județe care sunt puse acolo, iar termenul de livrare a acestui program, mai ales a fost transmis conform cu ordin de ministru până pe 16 aprilie, prima forma lui, da? După care, după workshop, s-au făcut aceste lucruri. În spatele acestui plan sunt 600 și ceva de proiecte făcute de către operatori de economii din județ, ONG-urile și tot grupul de lucru. Să știți că nu am, și există pe site-ul, a existat pe site-ul Consiliului Județean și există pe site-ul un Google Form care se poate să completeze aceste și o prezentare succintă a condițiilor acestui plan de tranziție justă de la începutul acestui program. Adică, mă scuzați că vă spun, numai că eu sunt foarte pătrimașă și mă scuzați pentru asta, discuția este în felul următor, însă că am lucrat la acest lucru, se lucrează la acest lucru din noiembrie anul trecut. Și lucrează foarte multă lume din Consiliu și foarte multă din județul Prahova. Deci nu este făcut la nivel de județ, ci este verificat și votat și acnotat de către cei de la DigiReform, finanțatorul nostru.
Eu am obligația să-l transmit până pe 21, conform cu documentele care v-au fost prezentate, și el va mai suferi modificări. Am spus de acum că ăsta este motivul pentru care se face avizare. Că se avizează să poată să treacă, după care Ministerul Fondurilor Europene, prin HG, va da și va emite forma finală a acestui plan, care va ține pur și simplu de nevoile, necesitățile, obiectivele și țintele României, în care și Prahova face parte. Deci, mă scuzați să vă spun, dar nu am cum să fac modificări pe niște documente și acte făcute pentru a putea fi finanțate. Dacă dumneavoastră considerați că numai din motive de sintagmă, faptul că am uitat să punem, sau faptul că nu știu ce proiect vi se pare că este ciudat referitor la decarbonatare, avem să facem decarbonatare. Trebuie să sunt multe lucruri de făcut în practică. Iar ăsta este un program de tranziție. Iertați-mă că vă pierdeți din cauza faptului că sunteți pătimașă, vă pierdeți în detalii nesemnificative, iertați-mă că sunt atât de abrupt. Eu nu vorbesc aici de sintagme și de modul de exprimare, ci de faptul că documentul nu are coerență, e plin de inadvertențe și nu exprimă o viziune a județului Prahova vis-a-vis de șansa pe care o are de a intra în programul de finanțare de tranziție justă alături de celelalte 5 județe. Celelalte județe, ca să le știi pe toate, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș, sunt pentru faptul că au cei mai puternici poluatori pe combustibil fosil și izvorul acestor 6 județe de care și Prahova este Pniescu. Nu inventăm acum că ne finanțatorul ne iubește sau nu știu mai cine. Nu. Și pentru că măsurătorile de poluare, precum și faptul că există tehnologii și operatori economici cu tehnologii învechite în aceste 6 județe. Apropo, Galațiu face coxificarea de cărbune. Prahova n-a făcut coxificarea de cărbune niciodată. N-are tehnologie, n-are instalații și scrie lucrul ăsta. Adică nu e vorba de exprimare, ci de eroare de documentare. Deci ceea ce vă propuneam eu nu e să refaceți acum tot documentul, că nu se poate în 2 zile. Dar el trebuie periat și curățat, repede, inadvertențele vizibile, evidente. Pentru că tocmai ce ați povestit mai devreme, a existat un proces birocratic de 6 luni de zile, grupul ăsta de lucru a tot lucrat. Și ultima mea remarcă, și vă promit că nu mai intervin pe text, vă las să faceți cum considerați, ăsta era un document care se alătură, dacă vă amintiți, celui pe care în 31 martie în ședință l-am aprobat, e vorba de strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova, despre care se face referire aici, că nu e încă finalizat. Și noi deja l-am aprobat. Vă și spun pagina la care scriem, acolo unde vorbim de documentele de referință pentru acest plan de teritorial de tranziție justă. Și la fel am discutat când era vorba de strategia județului Prahova pe calitatea aerului. Deci astea sunt documentele strategice care exprimă viziunea dumneavoastră, conducătorilor și a noastră, a celor din Consiliul Județean, despre 2030 în județul Prahova. Și sigur, bătaie până în 2050. 2030 aici, la 2 pași. Dumneavoastră îmi spune să fac cercetare la UPG pentru un capitol întreg pe hidrogen. Ați spus copy-paste-ul. Știți problematica combustibilului hidrogen verde? Cât de complicată. Din țările dezvoltate, noi și noi le luăm din documentele europene și le punem la Prahova. Unde le studiem? La laborator, la UPG? Facem hidrogen din alge marine? Tehnologia de hidrogen există în județul Prahova, nu vă supărați, să știți că există de mai mult. Iertați-mă un pic, la județul Prahova, la istorie și la industrie, credeți-mă că știu mai mult decât dumneavoastră, doamnă, și dacă aveți nevoie de mine, vă stau la dispoziție. Vă rog, vă mulțumesc mult de tot. Apropo de strategie, să-mi spuneți pagina pe care o spuneți că spune că nu este aprobată și eu o să vom modifica, ca să fac această observație și eu vom rectifica. Și când spuneți că Veolia deține centrală termică în Prahova? Veolia deține în concesiune și oare trecută în... Doamna, deține acolo, deține. Deține în concesiune? O deține. Și nu deține în concesiune, în proiect, nicio centrală, doamnă. Deține în concesiune CET-ul de la Brașov. CET-ul, da. Și are o centrală termică. Deci, doamna, să vorbiți în Ploiești, o centrală termică. Există și cea mică, da, Ploiești. Da. Și cea mică a Ploieștiului, care tot în la Veolia este. Deci eu asta vreau să spun, mai zic că mai cum sunt deschisă la orice fel de întrebare pe care o puteți spune. Asta, mulțumesc mult. Pot să mai sunt alte intervenții, că aș vrea totuși să se aude? Nu da, știu dacă se aude, domn președinte. Se aude, da. Sunt foarte mulți, dincolo de povestea cu dacă au participat, nu știu ce, ONG-uri sau nu, aia să zicem că am clarificat-o, că oricum toată lumea a avut ușa deschisă și n-aveam cum să-i
luăm cu forța să vină la discuții în 6 luni, dacă ar fi vrut, ar fi venit. Ce nu-mi place la staff e că facem o zi înainte, e un document perfectibil, adică mi-ar fi plăcut să avem ședința asta de îndată, să zicem ieri sau alaltă, ca să putem totuși, dacă mai apare observații, cum sunt ale domnului Calotă și ale altora, să putem să mai facem anumite corecții. Deci din punctul ăsta de vedere, e clar că nu convine și o să am grijă ca pe viitor lucrurile astea să nu se mai întâmple. Dacă este posibil să amânăm, asta o să o amânăm. Dacă nu este posibil să amânăm documentul, atunci o să fiu nevoit să supun la vot. Și asta ținând cont de tot ce s-a spus aici. Așa că vreau să o întreb mai întâi pe doamna Vasile, că doamna Vasile știe mai clar treaba asta. Doamna Vasile, e posibil să amânăm pentru luni sau pentru marți? Sau care sunt implicațiile? Este data de 21 mai 2011. Dacă mâine dimineață se fac aceste modificări și corecturi, le facem astăzi după masă, repede, ne uităm pe fel și corectăm ceea ce trebuie să fie corectat, stăm ca de obicei și rezolvăm noaptea. Mâine mai facem o ședință. Eu pe data de 21, în conformitate cu documentele care sunt puse în spatele, în spatele proiectului de hotărâre, trebuie să-l depun. Deci este data de 21, dar termen limită. Deci dacă mâine domnul consilier consideră că poate să vină să facă, atunci așa, dacă nu, nu am... Nu, dar întrebarea e alta. Nu-l dă mâine, ce se întâmplă? Nu-l dă mâine, nu pleacă la comisie, nu pleacă la comisie în final, nu intră în negocierea finală cu cederea comisie. Există riscul să pierdem finanțarea, să fim scos de pe lista, de pe lista județelor care sunt în program. Iar referitor la faptul că, mă scuzați că vă încerc să vă explic, referitor la faptul că este prea târziu, noi am avut workshop-ul în data de 18. A spus că la prima ședință a fost pe 6. Nu, la prima ședință a fost pe 16 aprilie, cu asta v-am spus, după care am fost săptămâna trecută sau, nu știu, pe 6 mai a fost, adică din 6 mai am lucrat, da, din 6 mai s-au lucrat la aceste modificări pe care s-au stabilit și au fost... Și au fost prevăzute de către cei, de cei care... Da, pentru asta am cer scuze, dar să știți că noi muncim la mai multe proiecte în același timp, să știți că n-am avut cum. Dar dacă... deci asta vă spun. Astăzi putem să stăm toată noaptea și facem aceste modificări și le vom face o ședință pentru mâine, dacă se poate, domnul președinte. Domnul președinte, dacă îmi permiteți o sugestie. Cred că ar putea dumneavoastră, sau mă rog, cineva numele dumneavoastră, să întrebe colegii de... președinții de CJ-uri de la Hunedoara, Galați, Mureș, Gorj și Dolj, cum stau. Eventual chiar să facem un benchmarking, să vedem cum arată documentul lor. Pentru că până la urmă chestiunea asta se discută ca lup. E vorba de cele 6 județe calificate în programul potențial de finanțare pe tranziție justă. Și cred că nu are niciun minister și niciun ministru dacă în loc de vineri, în zi sfântă de Constantin și Elena, le trimitem luni. De când ne taie capul un director de minister unui consiliu județean? Vă explic, domnul Calotă, termenele sunt stabilite de către DG Reform, Comisia Europeană, nu are legătură cu ministerul și nu are legătură cu România. Dacă termenele erau atât de clare, îmi trimite scrisoare pe 18 ca să-i trimit documentul pe 21, cum vi se pare logica birocratică? Nu vedeți că e aiurea? Îmi trimite pe 18 scrisoare, domnule, pe 21 trimite în documentul. Un document capital, nu e un document înțeles, de două pagini. Am înțeles, părerea noastră, nu asumăm. Domnul președinte, haideți, vă rog frumos, haideți să încheiem, că deja ne transformăm într-o altceva. Votăm și gă. Domnul Apostolache. Trebuie să tot să apreciem efortul care s-a depus de funcționarii din Consiliul Județean, că de altă parte trebuie să luăm în calcul și ceea ce au spus colegii noștri, pentru că dau un exemplu, domnul Calot a amintit de
strategia de dezvoltare durabilă și este foarte corect. Dacă ne uităm la punctul 2.3, coerența cu alte strategii și planuri naționale, regionale sau teritoriale relevante, acolo într-adevăr spune în paranteză în curs de elaborare. Și mai sunt și alte informații eronate. Nu putem într-adevăr să furnizăm niște lucruri neadevărate într-un astfel de document. Și eu cred că am putea să amânăm și să ne întâlnim mâine, oricând, și să aprobăm acest plan cu toate informațiile care într-adevăr sunt relevante și sunt corecte. Sunt legate strict de ceea ce reflectă realitatea. Mulțumesc! Domnul... Atunci haideți să facem mâine o ședință doar cu punctul ăsta, ca să fie toată lumea împăcată și liniștită. Domnule președinte, până la urmă și întâlnirea de astăzi a pornit-o de la acest punct, așa cum a spus și domnul director la începutul ședinței noastre. Așa că putem să insistăm un pic prin intermediul aparatului de specialitate și să facem acest document coerent. Da. Mai bun decât este, da, pentru mine. Domnul Tudone, propuneți amânarea pentru mâine. Numele domnului președinte, să pun la vot amânarea acestui proiect de ordinea de zi pentru a fi studiat într-o ședință de îndată convocată pe data de 21. Cine este împotrivă? Cine se abține? Propunerea de amânare a fost aprobată în unanimitate. Continuăm ordinea de zi cu punctul 5, proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Județean Prahova numărul 16 din 27.1.2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes județean. Avize favorabile de la Comisia 1 și 6 dacă sunt observații. Da, domnul președinte. Domnul Ienescu. Grupul PSD-ul nostru, PSD nu o să participe la acest grup de cărtare, zic, nu ce am spus, face plan. Da, să ținem. Domnul Ignat, doriți să luați cuvântul? Domnule președinte, stimați colegi, singura rugăminte am făcut eu să mă întâlnesc în Consiliu și mine după ora Cristoții voi fi un avion și voi avea posibilitatea să intru, așa vreau, dacă se poate, să punem până la ora Cristoții mâine peste ședință, să pot participa și să vorbim și eu. Atât, mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul de hotărâre a fost aprobat 35 fără grupul PSD PPUSL. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Situații de Urgență Sud Muntenia. Rugăm dacă se formează propuneri din sală. Și din media. Domnule președinte, de partea grupului Pro-România, ne propunem pe domnul Adrian Petrache, colegul nostru. Dacă mai sunt și alte propuneri? E remunerat? Nu. Având în vedere că este o singură propunere și regulamentul ne permite în cadrul unei singuri propuneri, supun la vot aprobarea propunerii grupului Pro-România, domnul Petache, să facă parte din Consiliul de Administrație. Cine este împotrivă? Abține? Împotrivă. Domnul Neagu, am reținut bine? Sau? Da, împotrivă. Da. Abțineri? Cu un vot împotrivă și 34 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumim pentru prezență. Declar ședința închisă, urmând să convocăm ședința extraordinară de îndată pentru mâine. Vă zic bună!